Ioan, capitolul 2. În a treia zi a fost o nuntă în Cana Galilei și era și mama lui Iisus acolo. A fost chemat și Iisus cu ucenicii săi la nuntă. Și, sfârșindu-se vinul, mama lui Iisus i-a zis: Nu mai au vin. Iisus i-a zis: Ce ne privește pe noi, femeie? Încă nu a sosit ceasul meu. Mama lui Iisus le-a spus slujitorilor: Faceți orice vă va spune. Erau acolo 6 vase de piatră pentru apă, puse pentru curățirea iudeilor, și fiecare din ele era de câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a spus: Umpleți vasele cu apă. Și ei le-au umplut până sus. Și el le-a spus: Scoateți acum și duceți-i celui care rânduiește masa. Iar ei i-au dus. Când a gustat acela din apa devenită vin, el nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau, l-a chemat pe mire și i-a spus: Orice om pune întâi vinul bun, iar după ce s-au amețit toți, pe cel mai rău. Tu ai păstrat vinul cel bun până acum. Aceasta a făcut-o Iisus în Cana Galilei ca început al semnelor sale și și-a arătat slava, iar ucenicii lui au crezut în el. După aceea a coborât la Capernaum împreună cu mama sa, cu frații și ucenicii săi, și au rămas acolo câteva zile. Se apropia sărbătoarea Paștelui iudeilor și Iisus a urcat la Ierusalim. Acolo i-a găsit pe vânzătorii de boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani stând așezați în templu. Și făcând un bici din frânghii, i-a alungat pe toți din templu, a dat afară oile și boii, a împrăștiat monedele schimbătorilor de bani și le-a răsturnat mesele. Iar vânzătorilor de porumbei le-a zis: Luați astea de aici! Nu faceți casă de negustorie din casa tatălui meu! Atunci ucenicii lui și-au amintit că stă scris: Râvna pentru casa ta mă mistuie. Iudeii i-au răspuns: Ce semne dai de faci lucrurile acestea? Iisus le-a răspuns: Dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica din nou. Atunci iudeii i-au spus: Templul acesta a fost zidit în 46 de ani și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar el vorbea despre templul trupului său. De aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au amintit că el spusese așa și au crezut în Scriptură și în cuvântul pe care îl spusese Iisus. Pe când era la Ierusalim, în timpul sărbătorii Paștelui, mulți au crezut în numele lui, văzând semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, fiindcă îi cunoștea pe toți și nu avea nevoie ca cineva să îi dea mărturie despre vreun om, căci el însuși știa ce este în om.